Intervenție salvatoare a pompierilor argeșeni. În localitatea Costești, o vacă a scăpat într-un canal. Imediat s-a dat alerta la 112, iar pompierii au intervenit la fața locului cu o auto specială de intervenție. La locul evenimentului, salvatorii militari au intervenit ore bune, iar pentru a reuși extragerea din canal, pompierii au avut nevoie și de un buldoescavator. În cele din urmă, vaca a fost extrasă. Din fericire, aceasta se află în condiții bune.